Astăzi începem cea de-a 10-a ediție cu speranța că ați venit aici din plăcere, din interes profesional și dintr-o dorință de a ne întâlni toți după așa o perioadă de evenimente grele. Președintele Colegiului Medicilor Suceava, doctorul Sorin Hâncu, a salutat prezența medicilor din Suceava, din țară și din străinătate și a arătat că zilele medicale ale Sucevei reprezintă o sărbătoare a medicinei, a cadrelor medicale din Bucovina. Doctorul Hâncu a citit numele medicilor suceveni care anul acesta au trecut la cele veșnice și a invitat pe participanții la eveniment să țină un moment de reculegere. Ne bucurăm de prezența a numeroase personalități medicale din țară și de peste hotare, adică din Republica Moldova și Ucraina. Zilele medicale ale Sucevei reprezintă o sărbătoare a medicinei din Bucovina, a medicilor din Bucovina și a cadrelor medicale din Bucovina, care abia și-au terminat partea lor de conferință. Am ales, ca de obicei, o temă de interes care să dea posibilitate fiecăruia să prezinte o lucrare. Medicina bazată pe dovezi nu reprezintă o noutate, dar reprezintă o necesitate absolută, pentru că nu putem ca în ziua de astăzi să mai gândim că există o altfel de medicină. Profesorul universitar dr. Mircea Beuran a vorbit în deschiderea zilelor medicale ale Sucevei, arătând că este pentru a patra oară când participă la aceste manifestări. Zilele medicale au loc sub egida Academiei de Științe Medicale. Fiind medici, trebuie să fim întâi clinicieni și apoi exploatatori ai tehnologiilor medicale. Din punctul acesta de vedere, Academia a apreciat materialele pe care ni le-au prezentat vis-a-vis de palierele de discuții care vor fi în cursul zilei de mâine și poi mâine. Totodată vreau să aduc salutul și medicilor din Spitalul Clinic Floreasca, medicilor chirurgi. Noi, în perioada aceasta, ne-am repoziționat. Au fost, ca peste tot, au fost 2 ani în care urgențele au fost de 2 feluri, urgențe COVID și non-COVID, dar încet, încet, spitalul se repoziționează în situația de a onora pacienții cu urgențe tipice Spitalului Floreasca, dar totodată să realizăm că în acești 2 ani o seamă de pacienți au suportat întârzieri în atitudinea medicală pe care trebuia să o facem și în special în zona bolilor cronice care se acutizează, în zona bolilor oncologice. Președintele de onoare al manifestării de la Suceava, profesorul universitar dr. Chirurg Eugen Târcoveanu din Iași, a apreciat tematica întâlnirii, spunând că aceasta este foarte bună pentru că are un caracter interdisciplinar. Chirurgul Târcoveanu a subliniat că la conferința de la Suceava sunt numai puțin de 5 membri ai Academiei de Științe Medicale și a salutat prezența unor colegi medici din Republica Moldova și Ucraina. Conferința dumneavoastră este o conferință cu tematică foarte bună, medicina bazată pe dovezi. Are caracter interdisciplinar și asta cred că este lucrul cel mai bun. Este ceea ce câștigăm noi, pentru că adună la un loc nu numai discipline medicale sau chirurgicale, ci și medicina de familie, care trebuie să recunoaștem că este baza asistenței medicale în teritoriu. Și este lucrul cel mai de preț. Astăzi avem în sală 4 membri ai Academiei de Științe Medicale. Și asta spune ceva. 5 membri ai Academiei de Științe Medicale. Mulțumim celor care ne-au dat girul pentru această manifestare, care a pornit de undeva de mai jos și a ajuns, uitați, și a ajuns aici.
În deschiderea lucrărilor zilelor medicale ale Sucevei, care sunt găzduite de Salonul Zamca, au mai vorbit medici din Republica Moldova și Ucraina. Acesta din urmă, mulțumind pentru sprijinul acordat de România acestei țări, a luat cuvântul și rectorul Universității Apolonia din Iași, profesorul universitar dr. Vasile Burlui. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Tiberius Brădățan, medic urgentist plecat în minister de la Suceava, a transmis un mesaj de salut din partea Ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, dar și unul din partea sa. Cred că nu trebuie să uităm niciun moment menirea noastră, aceea de a fi alături de oameni, de a fi alături de ei, de a le dărui sănătate. E un cuvânt care sună, poate sună patetic sau poate sună slogan, dar menirea medicului aceasta este, iar un medic bun este un medic care se instruiește în permanență. Și de aceea, participarea la astfel de conferințe este esențială pentru formarea noastră profesională, pentru evoluția noastră profesională. Managerul interimar al Spitalului Județean Suceava, doctorul Alexandru Calancea, a felicitat organizatorii și a adus mulțumiri medicului Dinu Chioralia, care era prezent în sală. Medic militar, Chioralia a fost directorul medical al Spitalului Județean în pandemie, atunci când Suceava a fost în carantină. Îl văd în sală și îl salut pe directorul medical din vremea conducerii militare a Spitalului Județean Suceava, colonelul dr. Chioralia Dinu. Căruia îi mulțumesc în numele întregului corp medical din Spitalul Județean Suceava și a colegilor din județul Suceava pentru ceea ce a făcut pentru noi. Din păcate, da, așa cum am discutat și cum au spus și cei dinaintea noastră, am intrat primii în această luptă, în această pandemie, dar iată că, din punctul meu de vedere, am ieșit cu fruntea sus. De ce am ieșit cu fruntea sus? Pentru că am văzut care sunt hibele și minusurile acestui sistem medical sucevean. De aceea vorbesc de sistem medical sucevean și de nevoia unei coordonări medicale stricte, a unei coordonări a investițiilor în acest sistem medical sucevean. Doar așa cred că vom fi performanți, doar așa cred că vom face față tuturor problemelor medicale cu care ne vom confrunta de acum încolo. Și vedeți că apar din ce în ce mai multe probleme.